Haideți să-l vedem, dar bă, a trecut și astăzi prin toate emoțiile posibile, înaintea emisiunii omagiale de mâine, încoată, va sărbători succesele sportului românesc din totdeauna, incluzând aici și ceea ce ne-a mai rămas din viitor. Dane, cum a fost? Radu, a fost un meci destul de modest, după părerea mea. Am văzut că au fost foarte mulți oameni care au aplaudat victoria Simonei ca fiind un meci de mare anvergură. Eu doar mă bucur că s-a calificat mai departe, pentru că, sincer să fiu, eu cred că la tenisul pe care l-a jucat Pliskova, această jucătoare nu era de semifinale. Ei, nu, dar ai văzut că ea a spus de mai multe ori că nu se simte bine pe zgură. E adevărat. Nu-i suprafața dar ei. Simplul fapt că a ajuns în semifinalele turneului de la Roland Garros arată faptul că e un turneu destul de slab anul acesta. Și dincolo asta de asta... Poftim? Zic, asta știam, am spus-o de la început. E adevărat, e adevărat. De joasă factură. Mă surprinde faptul că totuși sunt unii care, precum e Boanchiș. Boanchiș și critică pe aia care o laudă pe Halep. Da, da, dacă vrei să fii corect, spune domnule și asta că e jurnalist. Da, este un turneu de valoare modestă. Sigur, rangul lui este imens. Poți să câștigi și premiul Oscar cu o prostie de film. Acum, da? Radu, fraieră să fie Simona să nu-l câștige. Da, știi? Bun, are o finală cu numărul 47 mondial. Dar, atenție, tenisul pe care l-a arătat... S-a mai întâmplat așa ceva. Tenisul pe care l-a arătat Simona Halep în semifinala aceasta și anterior, aș spune, nu este unul care să facă ca titlul să vină de la sine. Am nu mare este relevant, emoții. Da. Nu este un meci memorabil, vrei să spui. Da. Bun, acum Elena Ostapenko asta, nu știu dacă are ambiția să câștige chiar trofeul, pentru ea oricum o finală este ceva imens. Vă spuneam, se întâlnește numărul 4 cu numărul 47, dar atenție, Halep, dacă va câștiga, devine numărul 1 mondial. Deci miza este absolut dublă. De data asta este jackpotul total al reușitelor. Da? Dar, coată, nu asta este important. Da? Deci nu așteptăm acum lecții de la nimeni. Deci de la cei care au închis laptopurile și televizoarele când era 6-3-5-1 pentru Svitolina, nici de la cei care parcă numai asta fac, așteaptă să vadă un succes de mare șlem al Simonei Halep ca să ne contrazică pe noi. Nu, tată, lucrurile merg înainte, nu asta este important aici. Da? Nu e o bătălie internă între cei care o susțin și cei care nu o susțin. Că parcă suntem în politică. Nu, unii au curajul să se expună niște păreri și alții nu. Nu e sfârșitul lumii. Lăsați că mâine, pentru mine, e o zi importantă în alte puncte de vedere. Nu din ăsta. Da? Sigur, finala este programată sâmbătă. Mâine sunt semifinalele băieților. Sigur, dacă vremea o va permite. Dar, încă o dată, vă reamintesc să nu ratați mâine emisiunea de la ora 16, când vom avea invitați niște tovarăși, într-adevăr, și în care vom vorbi despre, vă spun corect, da, pe bune, despre marile succese ale sportului românesc, exact așa cum erau ele văzute odată. De ce nu s-ar mai întoarce vremurile măcar pentru 45 de minute? Pe mâine rămâneți cu Dan Băr. La revedere! Bună seara, prieteni! Iată că ceea ce ne-am dorit cu toții s-a întâmplat astăzi. Simona Halep a ajuns în finala turneului de la Roland Garros. Este foarte bine că s-a întâmplat așa. Să sperăm că o va și câștiga, chiar dacă, zic eu, jocul său a lăsat un pic de dorit. O să discutăm despre partidele rămase, în primul rând despre meciurile de mâine, semifinalele băieților, dar o să aruncăm o privire și către finala fetelor, programată sâmbătă, acolo unde Simona Halep o va întâlni pe această Elena Ostapenko și vom discuta împreună cu Sabin Pârvan. Salut, Sabine! Salut, pariuri! Salut, prietene! Iată, avem calificarea Simonei în finală și, aș spune eu, un adversar care, privit prin prisma clasamentului, privit prin prisma datelor statistice, pare extrem de la îndemână. Ba chiar și cotele de la pariuri sunt foarte favorabile. Simonei, undeva în jur de 1.30, eu spun, încă de acum, eu mâine mă duc și pun 200 de lei pe Ostapenko. Victorie are cotă 3.45. Asta ar însemna cu 200 de lei că aș câștiga 700 și ceva de lei, ceea ce nu este rău deloc. Și spun și de ce. Ostapenko este o jucătoare tânără care nu are experiență și care e posibil să nu reușească să-și țină nervii în frâu, emoțiile în frâu și să piardă finala. Dar dacă va reuși să
evolueze la parametrii în care a evoluat astăzi cu Baczynski, atunci cred eu că are șanse să-i smulgă Simonei cel puțin un set, dacă nu chiar și victoria. De ce spun asta? Este o jucătoare mică, dar este o jucătoare puternică, o jucătoare mult mai puternică decât Simona Halep, are forță în lovituri, o jucătoare curajoasă care nu a auzit de jocul defensiv. Este o jucătoare care atacă la fiecare minge, o jucătoare care merge în față, care dacă vă uitați pe statistici o să vedeți cât de mult stă în interiorul terenului și nu în spate, care atacă mingea în urcare și în general care încearcă să imprime ritmul dorit de ea. De partea cealaltă, Simona este o sportivă care în acest moment este pe un trend ascendent, un trend care ne încântă foarte mult, dar mi-e teamă că încă mai are de lucrat atât la partea care ține de moral, pentru că o să fac legătura imediat între cele două lucruri pe care le povestesc, o dată la moral și o dată la la lovituri. Pentru că ea nu mai are curajul cu care ne-a impresionat la începutul ascensiunii sale în topul mondial în urmă cu 2-3 ani, atunci când deschidea foarte frumos jocul, când dădea niște lovituri foarte curajoase, când dădea mingi riscante și corecte în același timp. Acum joacă un pic mai în interior, joacă un pic mai la alibi, joacă mai mult de pe fundul terenului și cred că această tânără jucătoare Ostapenko va avea probleme. Ba chiar mă gândesc, m-am uitat să văd cât este cota, e chiar și cota 7 pentru 2-0 scor corect Ostapenko. Nu știu dacă va pierde Simona, dar mă gândesc că acest risc merită asumat pentru suma potrivită. Acum, care e suma potrivită, e greu de spus. Nici eu nu m-am lămurit cam ce bani ar trebui să mizez pe pariurile astea două. Ostapenko câștigă și Ostapenko 2-0. Evident, nu sunt 100% sigur că se va întâmpla așa, dar mă gândesc că merge speculat și aș putea câștiga niște bănuți. Care e pronosticul tău pentru finală? Cred că voi merge încă o dată pe game-uri. Nu văd o finală cu puține game-uri, iar apropo de ce spuneai tu, Ostapenko, pe lângă toate cele enumerate de tine, are un mare avantaj. E tânăr, este la prima sa experiență la acest nivel, nu are absolut nimic de pierdut. E adevărat, dar asta este relaxată. Are și plusuri și minusuri, pentru că s-ar putea să, sub miza evenimentului, totuși o finală de Grand Slam, să nu fie neapărat un avantaj. Oricum, îmi place foarte mult pronosticul tău pe game-uri. Cred că va fi un meci disputat cu totuși destul de multe game-uri. Asta în ideea în care Ostapenko, Elena Ostapenko nu va bate, 6-0, 6-0 pe Simona Halep. Bun, sperăm să nu se întâmple așa. Mergem către primul subiect al emisiunii de astăzi și vorbim de cele două meciuri din semifinalele masculine de la Roland Garros, care constituie de altfel și rubrica noastră cu care deschidem de obicei emisiunile, și anume meciul zilei Unibet. E bine, la băieți n-au fost așa de multe surprize. Asta dacă, evident, facem abstracție de victoria lui Thiem asupra lui Novak Djokovic. Însă, cred eu că n-a fost o mare surpriză, cel puțin, chiar dacă poate fi privită drept o surpriză a competiției. Nu cred că poate fi catalogată, totuși, drept o mare, mare surpriză. Poate surprizele vor apărea acum, însă e greu de crezut că Nadal va rata turneul din acest an. Pare mare, mare favorit. E ca și cum ar fi câștigat titlul, după părerea mea. El joacă cu Thiem în semifinale, în vreme ce cealaltă semifinale pune față în față pe Andy Murray și Wawrinka. Wawrinka, atenție, fără set pierdut în turneul din acest an. Haideți să vedem și cotele. Iată, victoria Andy Murray 2-17, victorie Stanislas Wawrinka 1-72. Așadar, elvețianul favorit, asta și în condițiile în care vă spuneam, nu a pierdut set până acum. Da, Wawrinka are și o revanșă de luat după semifinal, a pierdut anul trecut în fața britanicului, dar Andy a căpătat mare încredere în forțele proprii după ce a făcut aici pe zgura franceză. Practic a șters cu buretele întreg startul de sezon, bine, nu mai vorbim de start de sezon, primele lunele stagiunii în care Andy s-a descurcat foarte, foarte rău. La Roland Garros s-a trecut de Nishikori și Del Potro, doi jucători, bine, Del Potro, să zicem, era de bătut, dar Nishikori un jucător ce putea emite chiar pretenții la finală sau la, cel puțin, la, poate chiar și la titlu. Cum ai spus și tu, în schimb, Wawrinka este pe cai mari, nu are niciun set pierdut la Roland Garros. Practic, elvețianul bifează
acest parcurs formidabil, poate cel mai bun la Roland Garros, chiar pe final de carieră. 32 condiții, de ani pentru Wawrinka. 32 de ani, da. Și urmea e mai bătrân decât Nadal, care are doar 31. Exact, exact. Eu cred că vom vedea un meci spectaculos. Este al 18-lea direct. Până la urmă, până în acest moment, Andy Murray are 10 victorii. Deci îl conduce în partidele directe, dar în sfârșit majoritatea meciurilor au fost foarte, foarte echilibrate. Sabin, aș remarca un argument statistic pentru în favoarea pontului pe care l-am prezentat acum pe micul ecran. Peste 3,5 seturi la o cotă de 1,44, așadar cel puțin cât un set câștigat de fiecare, un fel de ambele marchează, să spunem așa, la acest pariu. Care este argumentul statistic despre care vorbeam? S-au întâlnit de trei ori pe zgură Wawrinka și Murray. De fiecare dată Wawrinka cel puțin a luat set. În două dintre cele trei întâlniri directe pe zgură, Wawrinka a câștigat. Și odată, anul trecut, tot în semifinale, când s-au întâlnit, Murray a câștigat cu 3-1, dar iarăși cu set câștigat de Wawrinka. Exact. Da, va fi un meci spectaculos și evident este o finală, este și cea mai echilibrată finală, pentru că în celălalt meci, Nadal cu Thiem, o pronunție austriacă, Nadal pornește favorit, cert are cota 1.21 la victorie, Dominic are cota 4.70. Incredibil parcursul austriacului la acest turneu, fără set pierdut la rândul său. Și da, un jucător tânăr, 22 de ani, foarte promițător, da, ai spune. Și da, totuși, iată cât ghinion ar fi putut prinde finala turneului dacă nu ar fi dat peste Nadal în semifinală. Acum, dacă vrei să fii jucător mare sau dacă vrei să fii acolo sus, trebuie să te lupți cu cei mai buni și cu cei mai în formă. Pentru că, da, într-adevăr, ar fi avut o șansă bună să joace cu Murray sau cu Wawrinka. Cred că pe Murray l-ar fi scos din competiție, probabil și pe Wawrinka. Exact, da, da. Dar ghinionul face să se oprească în semifinală în această partidă cu Nadal. Cei doi s-au întâlnit recent la Roma, curând, acum mai puțin de 3 săptămâni, a fost 2-0 pentru austriac. E adevărat, deci, dar să zicem în niște condiții particulare. Exact, totuși, exact, dacă ne uităm pe statistica meciurilor directe, o să vedem că de obicei victoriile sunt de partea lui Nadal. E adevărat și că Nadal a traversat o lungă perioadă dificilă și lucrurile n-au mers extrem de favorabil spaniolului, însă set Dominic Thiem ar trebui să fie un pariu destul de bun. Noi încercăm să pariem pe faptul că Thiem va lua și el un set în această partidă, așadar un meci cât de cât disputat. Atât din tenis momentan, mergem către meciurile de fotbal. Prieteni, avem meciuri foarte, foarte tari. Haideți să vedem cu ce debutează această etapă din preliminariile campionatului mondial. Grupele A, B și H deschid preliminariile și sunt câteva meciuri interesante, meciuri cu miză foarte importantă. O să începem cu partida Suedia-Franța din grupa A. Este o partidă între primele două clasate. Evident, Franța este lider în grupa A, Suedia doar locul 2. Doar locul 2 e un pic nedrept spus pentru suedezi, pentru că ei s-au comportat mai mult decât onorabil până acum. E adevărat, au pierdut meciul direct cu Franța. Uite, avem cotele pe micul ecran. Victorie Franța în deplasare, așadar, 1.65. Victorie Suedia pe teren propriu, 5.75 și un egal, 3.65. Asta ne aduce aminte de vremuri ceva mai bune. În grupa A, prieteni, Franța este pe primul loc cu 13 puncte. Un singur rezultat cât de cât negativ s-a întâmplat chiar în debutul campaniei de calificare la campionatul mondial, atunci când Franța a remizat în Belarus 0-0, apoi victorii pe linie, inclusiv una cu Suedia. Dar, atenție, meciul cu Suedia a fost câștigat cu scorul de 3-1 și pe teren propriu, golul suedezilor cu 2-1, pardon, golul suedezilor fiind marcat de prietenul nostru Emil Forsberg. Da, a fost un meci interesant cel din Franța. Într-adevăr, suedezii au deschis scorul acolo, dar prin Forsberg. Prin prietenul nostru de la Leipzig, dar partida a fost dominată copios de francezi, care au avut o mulțime de ocazii de gol, o mulțime de faze de poartă. Acum nu se îndoiește nimeni că Franța n-ar fi echipa mai bună, nu? Evident. Bine, francezii au prima șansă la victorie, nimeni nu pune la îndoială acest lucru, dar nu le va fi deloc ușor să se câștige în Suedia. Eu îmi aduc aminte de meciul cu Belarus, o echipă net inferioară valoric suedezilor, sau
inferioară valorii suedezilor, dar din momentul